Mircea Rătnic lovește din nou. După ce a transferat 5 jucători în primele două săptămâni de la revenirea pe banca lui Dinamo, antrenorul aduce în probe încă doi fotbaliști. După rețeta deja clasică pentru echipele din Liga 1, cei doi noi potențiali echipieri ai trupei din Ștefan cel Mare sunt liberi de contract și au adunat împreună 27 de meciuri în sezonul 2017-2018. Unul este belgian, Andy Cavaia, celălalt este ivorian, Abdel Diara. Cavaia are 22 de ani, a fost internațional de junior și tineret pentru Belgia și a făcut parte vreme de patru sezoane din lotul celei mai titrate echipe din Belgia, Anderlecht Bruxelles. În vara anului trecut, extrema stânga a fost achiziționat de Malin, pentru care a prins doar 12 partide și a retrogradat în Liga 2. Fotbalistul este liber de contract de la începutul lunii august. Abdel Diara are 23 de ani, este fundaș și vine tot din postura de jucător liber. Ultima oară a jucat în Liga 2 a, a Belgiei la Bershot. Ivorianul este internațional de tineret al țării sale. În Europa a ajuns în 2015, iar de atunci a schimbat numai puțin de 5 echipe. Nici măcar o lună de zile nu a rezistat albanezul Nasser Ali la Dinamo. Fotbalistul a fost prima achiziție în noul mandat al lui Mircea Rednic la gruparea din Ștefan cel Mare. A prins doar câteva antrenamente, s-a accidentat și a fost trimis acasă. Internaționalul albanez, care are și cetățenie elvețiană, a ajuns la Dinamo liber de contract până să ajungă la fosta campioană a României. Nasser Ali a mai jucat de-a lungul carierei în Elveția la Basel, formație alături de care a reușit să câștige de trei ori campionatul în 2014, 2015 și 2016. A fost împrumutat și la Vaduz pentru un an de zile. În 2016, fotbalistul a prins un super transfer, a semnat cu nemții de la FC Kaiserslautern, pentru care a evoluat titular în 20 de partide. Fundașul stânga are și 11 selecții la echipa națională de seniori a Albaniei, după ce inițial a fost convocat la reprezentativa de tineret Elveției. Ultima oară, Ali a evoluat la gruparea italiană Virtus Entela în Serie B. Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a anunțat care va fi primul turneu la care va participa în 2019. Aflată pe poziția 24 în topul mondial WTA, Buzărnescu va juca la Hobart, turneu programat între 5 și 12 ianuarie anul viitor. La turneul Australian și a început Buzărnescu seria evoluțiilor impresionante din acest an, românca ajungând până în finala competiției, pe care a pierdut-o în fața belgianei Elise Mertens. Organizatorii au anunțat că în 2019 Mihaela Buzărnescu va fi favorita numărul 1 a turneului și cel mai bine clasată dintre jucătoarele participante. În vârstă de 30 de ani, Buzărnescu a jucat ultima dată la simplu pe 19 noiembrie în cadrul Campionatului Național al Franței. La turneul de la Hobart va juca și Irina Begu, aflată pe locul 67 WTA. După Mihaela Buzărnescu, următoarele favorite sunt Chinezoica Zhang Suai, numărul 40 mondial, și Grecoica Maria Sacari, numărul 41 WTA.